Începe clipul tău? Așa începe, da. Ce n-ai, bă, asta meditații, ce, unde? Eu am crezut că tot așa, e introspectivă toată treaba. Bă, frumos, bine arată, altceva. Mersi, mulțumim. Felicitări. Cine ți-a făcut piesa? Piesa este făcută de Andrei Mihai și Șerban Kazan, chitara Diana Moraru, linii, versuri eu. Da? Tot timpul. Tot timpul. Nu te bagi, nu îi lași pe niciun sample tura asta? Adică niciun remake nu, asta? Nu, 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 nu. Te-ai decis să vorbești pe limba ta? Da, da, al doilea single e un pic altfel. Un pic altfel? În ce sens? E mai personal, dacă se poate, decât primul, care vorbește despre Constanța, dar asta e o viziune pe care am vrut să o împărtășesc exact așa. De dansat dansezi? Sau ai dansat la viața ta? Am dansat la viața. Ce? La nunți și la bute. A, da, de asta de ocazie, amator? Da, nu, nu-s dansator, nu. Noi vrem până vineri să învățăm să dansăm un dans irlandez, ceea ce este... Ce mai e? Am văzut acolo antrenamentul, da, cred că... Da. Este mai, cu glezne sucite, cu... Ai văzut? Doamne, da, ferește, da. Maica, plus că nu ești pe grijă. Partea superioară, adică nu, dai numai din craci așa și stai cu partea superioară destul de... De bățos. Mulțumim că ai venit cu clipul și ne-ai adus și piesa. Zi de Facebook, zi de canal de YouTube, laudă-te 10 secunde. Intrați pe SoundCloud-ul meu, soundcloud.com/Dorian, facebook.com/whoisdorian, youtube.com/whoisdorian. Și cu asta am... Bă, da. Oamenii pregătiți, nu știu să ne gândim ce site avem, ce... Cloud avem, ce... Asta cu Cloud-ul mi-a plăcut într-o perioadă, la un moment dat am abandonat-o, că nu mai punea nimeni nimic. Da, crește și oricum e o sursă de muzică pe care niciodată nu ai cum să o auzi pe media de promovare clasică, tradițională. Corect. Și recomand tuturor oamenilor care vor să descopere și o altă latură a artiștilor să asculte pe SoundCloud. Dorian, mulțumim tare mult de căutat pe internet. Piesa e altceva decât varianta cu care ne-a obișnuit în vara trecută, dar muzica se îndreaptă, cea românească se îndreaptă spre zona asta cu mai multe versuri decât de obicei sau decât în anii trecuți. Mersi încă o dată. Mersi de invitație. Andreea.